Câteva lucruri principale. Totuși România s-a aderat la Uniunea Europeană și dacă ne uităm acum la... Dacă îmi permiteți. Și dacă ne uităm la vestul continentului nostru, atunci acolo vedem, începând cu Austria înspre vest, cam toate țările sunt state federale. Cu guvern propriu, cu parlament propriu, fiecare land, cum se numește, de exemplu, în Germania sau în Austria. Chiar avem un exemplu și mai pozitiv, exemplu Elveției, unde landurile sunt organizate pe criterii etnice. Fiecare land are propriul guvern, parlament, dar are propria limbă oficială și Elveția are 4 limbi oficiale, germana, italiana, franceza și retoromana. Bun. Comunitatea retoromană are 10.000 de membri, 10.000 de suflete și au un land propriu și au limba lor, este și limba oficială a Elveției, a țării. Bun, și am acolo se trăiește cel mai bine. Okay, înseamnă că, după părerea mea, există legături directe între aceste lucruri. Și eu spun că noi, România, dacă mergem și tindem către vest, în secolul 21, ar trebui să ne privim către exemplele pozitive ale acestui, adică ale acestei, ale acestui continent. Ar trebui să ne federalizăm? Eu n-am spus că ar trebui, am spus că începând cu Austria, cam toate statele sunt federale. Statul federal, din punct de vedere administrativ, este o organizare superioară față de soluția dorită de noi, de comunitatea maghiară, când vorbim de autonomie. Regionalizarea înseamnă, într-un fel, autonomia teritoriului a regiunii respective. Și noi dorim acest lucru. Domnul primar, păi hai să înțeleagă lumea exact. Să înțeleagă lumea exact, da, cei care ne urmăresc. Dumneavoastră, cum ați vedea formula ideală pentru comunitatea dumneavoastră în Ținutul Secuiesc? Cum să fie? Că imediat vă arăt ce a spus și un consilier prezidențial. Dați-mi câteva minute, că dacă fiecare dintre dumneavoastră acolo sară cu câte o întrebare, atunci este mai greu să vă explic ideea pe care aș dori să vi-l prezint. Trăim într-o Românie hipercentralizată. Trăim într-o Românie hipercentralizată și cred că nu este bine ca cei din Baia Mare sau din Iași sau din Drobeta, Turnu, Severin sau din Constanța ca să facă o investiție de infrastructură să meargă la București pentru avizare. Înseamnă că avem nevoie cu toții de o descentralizare autentică. Dacă suntem de acord cu acest lucru, atunci haideți să găsim o soluție care ne este bună pentru toată lumea. Domnul primar, dar spuneți-mi, domnule, concret, hai să nu ne mai ascundem după vorbe. Domnul primar, haideți să nu ne ascundem după vorbe. Eu v-am întrebat un lucru concret. Dar cine se ascunde după vorbe? Dumneavoastră, pentru că m-ați invitat, eu am venit la emisiunea voastră și spuneți că m-am ascuns. Nu, vreau un răspuns concret, pentru că v-am întrebat cum arată varianta ideală pentru Ținutul Secuiesc. Cum să fie? Să aibă ce? Autonomie, să aibă posibilitatea guvern propriu, să-și gestioneze veniturile. Da, ajung și până acolo, dar dați-mi două propoziții de introducere. Noi propunem o regionalizare asimetrică vis-a-vis de ca și soluție pentru o descentralizare autentică și aici vorbim de regiunile istorice, naturale, care există în această țară, pe care a făcut-o istoria să fie așa. Vorbim de Maramureș, de Crișana, de Banat, vorbim de Ardealul de Nord, de Sud, vorbim de Moldova de Sud, de Nord, de Muntenia, de Oltenia, de Dobrogea, de București și de Ținutul Secuiesc. Așa ne-a dat Dumnezeu să trăim, fiecare în regiunea lui. Și avem identitatea asta. Și oltenii, și moldovenii, și muntenii sunt români. Dar au regiunea lor istorică, naturală, da, care a fost dată de Dumnezeu până la urmă, că geografia a fost făcută ca aceste regiuni să fie naturale. Domnul, în istoria noastră comună, aceste regiuni au fost folosite, da, de strămoșii, doamna Gorghiu, de strămoșii mei, de mii de ani, pe pământul meu natal, care este aici în Ținutul Secuiesc. Okay, de acord. Dacă îmi permiteți încă o propoziție, și atunci o să mă înțelegeți corect. Bun, dar una să fie. Eu totdeauna când mă uit la invitații dumneavoastră, la cât s-o invitați de-ai dumneavoastră, spun că maghiarii trăiesc bine în țara asta.
ar fi bine ca noi, membrii comunității maghiare, membrii a comunităților minoritare, să fim mulțumiți de starea noastră de zi cu zi. Noi să ne declarăm mulțumiți de viața noastră personală și comunitară vis-a-vis de soluțiile date de statul român. Și atunci am fi cu toții și dumneavoastră majoritarii și noi minoritarii mulțumiți cu o soluție de descentralizare autentică.